E. E. Ia, ce e la tarabă? Hai să la, Nu e pe taraba mea, e pe taraba digitală deocamdată. Păi pentru așa că... Așa se face acum la Ilaica like IT, nu? Așa e. Nu e vina mea, e vina celor de la Apple Au, așa... Nu te-au trimis nimic înainte, nu? Nu, dar nici nu o să fac asta, nu la noi în țară Deocamdată piața noastră este destul de mică, dar avem distribuitori care, în care putem avea încredere Bun, acesta este noul iPad, este varianta de bază, am putea spune Care o să costă undeva la vreo peste 400 de dolari Din păcate s-a scumpit Și s-a scumpit pentru că avem un design nou Adică... De exemplu, ecranul ocupă aproape toată suprafața uh, frontală. Uh, camera de selfie a fost mutată de aici în partea de sus, ca la laptop, ceea ce mi se pare un, un lucru uh, îmbucurător. Avem uh, așadar procesor Apple Bionic A14, procesor pe care l-am văzut pe uh, iPhone 12 uh, și iPhone 12 Pro. Deci avem o tabletă foarte capabilă și foarte interesant. Avem o tabletă cu... De fapt, încă o tabletă cu mufă de încărcare USB-C, așadar de pe linia de iPad-uri dispare um, cablul Lightning, e semn că probabil iPhone va fi următorul dispozitiv de la Apple uh, care trece la USB-C și ultimul. Um, și ce mi se pare foarte interesant aici e că acest iPad nou, care are un ecran de 10,9 inch în diagonală, uh, este compatibil cu Apple Pencil de generația de prima generație. Uh, Apple Pencil care poate fi încărcat tot prin mufă Lightning, așadar dacă vreți să încărcați uh, acest uh, acest stilou, să zicem, la noua tabletă, trebuie să cumpărați un adaptor special pe care cei de la Apple au lansat tot aseară, iar acest adaptor costă 9 dolari, bine, fără taxe, fără TVA, fără impozit, deci probabil undeva la încă vreo 75 de lei pe care trebuie să-i plătiți în plus pentru acest adaptor, dar bine, dacă aveți deja un încărcător acasă de băgat în priză cu Lightning, puteți să încărcați pensiul acolo dacă vă gândiți să treceți la noua tabletă. Ce mai avem aici? Ecran de în altă rezoluție, o cameră de 12 megapixel care este mai mult decât ok pentru cine face poze pe tabletă. Nu știu dacă am folosit camera de două ori, de exemplu, pe tableta mea, însă de ce e importantă o cameră care să se vadă cât mai clar și cât mai bine e că uh, poate fi folosită și pentru scanarea de documente, ceea ce mi se pare foarte util. Uh, foarte drăguțe și culorile uh, și ca design uh, seamănă destul de mult cu iPhone 12, 13 uh, și 14. În ideea că este ceva mai uh, dreptunghiular, avem și accesorii speciale, avem uh, acel folio acea tabletă care, uh, acea husă care poate fi folosită ca stand, uh, dar și Magic uh, uh, Keyboard, uh, husa cu tastatură care costă încă 250 de dolari uh, în plus. Am putea să ne uităm la prețuri acum ca să ne facem o idee cam cât ar costa și la noi atunci când o să vine. Deci avem patru culori, avem albastru, roz, galben și uh, silver și două variante de stocare de 64 de GB uh, și 256 de GB. Uh, diferența între cele două e destul de mare, de aproape 150 de dolari, deci uh, prețul 400 așa, cred că undeva la vreo 2800 de lei ar trebui să costă la noi în țară, față de vechea tabletă, ai pe generația nouă, care avea un preț la noi în țară de vreo 1600-1700 de lei. Vestea bună e că acea tabletă o să rămână în continuare disponibilă la comercianți și cred în continuare că este cea mai bună tabletă pe care o puteți cumpăra în acest moment, pentru că este foarte performantă, bateria ține cel puțin o zi și dacă dați tableta copiilor din când în când, să știți că este una foarte rezistentă, este construită din aluminiu. Însă, iPad Pro despre el o să mai vorbim și la ora 10, că nu prea mai am mult timp. iPad Pro, care arată fix ca generația precedentă, doar că acum, în loc de procesor M1, avem un procesor. Scuze, m-am mișcat prea repede. Avem uh, un uh, procesor uh, M2 uh, care a fost uh, pus și pe uh, noile generații de MacBook-uri. Uh, e, cred, e o tabletă ridicol de puternică și nu știu dacă 1% din populație ar avea la ce să folosesc atât de multă putere, uh, suficientă pentru, um, o, nu știu, editare video, chiar și pe tabletă, editare foto, jocuri uh, și ceva uh, grafică 3D de ceva care să necesite foarte multă putere. Prețurile rămâne schimbate, designul rămâne neschimbat. Ce avem diferit la ecran de acum e că, de exemplu, tableta poate să simtă momentul în care ne apropiem cu, cu stiloul și apare și un marker care putește pe ecran. Nu știu dacă e ceva neapărat necesar, dar... A, și uite, așa se încarcă pe tabletele mai scumpe. Ar fi putut să facă asta Apple. Dar nu, trebuie să vândă adaptarea. Foarte pe scurt, mai avem și alte tablete care ar putea să vină pe piață. De la Pixel avem Pixel Tablet, dar și cei de la OnePlus, că s-ar pregăti să lanseze o tabletă nouă. Ar fi trebuit inițial să fie anunțată undeva la sfârșitul acestui an, dar a tot fost amânată și probabil să o vedem în următoarea perioadă. Chiar sunt curios pentru că ar putea avea câteva avantaje, preț foarte bun de exemplu, dar și performanță. Dar și cei de la Opel la fel se pregătește și ei să lanseze o tabletă destul de curând la vreo 1200 de lei și gata, mă opresc aici, ne vedem și la ora 10.